Te prinde vreme în diferite timpuri și în diferite locuri, dar trebuie să faci ceea ce te cheamă Dumnezeu în fiecare zi. Indiferent că ai dispoziție, ori n-ai dispoziție, îți place, ori nu îți place, trebuie să stai și să cercetezi cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, ca să fii statornic și astfel Dumnezeu să-ți lumineze calea și să vezi cum să acționezi în lumea aceasta fizică, care este plină de răutate, plină de nedreptate și unde oamenii caută cu diferite șiretlicuri ca să te ademenească și să-ți ia totul ce ai tu mai bun. Și anume să-ți ia dragostea, pacea, liniștea, răbdarea pe care Dumnezeu ți-o dă în fiecare zi. Astăzi este ziua 122 și am citit din Iosua, capitolul 21, versetul 20 până la capitolul 22, versetul 34. Am citit din Ioan, capitolul 3, versetul 1 la 21 și am citit din Psalm, capitolul 55, versetul 1 la 11. Împăratul David astăzi se roagă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunea sa, să ia aminte la cuvintele lui și să nu lese. Vedem că stăruința în rugăciune este importantă pentru împăratul David, om care a fost numit după inima lui Dumnezeu și cred că trebuie să învățăm și fiecare dintre noi ca să ne rugăm zi și noapte lui Dumnezeu ca să ne păzească, să ne ocrotească, să ne păzească de cei răi. Căci lumea este diferită, în diferite timpuri și în diferite locuri și niciodată nu știm ce să ne așteptăm de la ei. Dar noi, dacă ne punem încrederea în Dumnezeu, suntem credincioși și drept că Dumnezeu ne va ocroti, ne va păzi în orice loc unde suntem noi pe acest pământ. De aceea, trebuie să stăruim în rugăciune. Și rugăciunea poate să fie diversă, poate să fie în mintea ta, în lumea ta spirituală, unde tu să cercetezi și să discuți cu Dumnezeu diferite discuții care nu trebuie să le audă altcineva decât tu și Dumnezeu, unde gândurile tale pot să atingă diferite cuvinte care nu poți să le spui cu gura ta în fața altor oameni. Rugăciunea este o strânsă discuție dintre tine și Dumnezeu. De aceea trebuie să fie dezvoltată zi și noapte. Și cercetând Scriptura și văzând cum alți oameni, proroci care l-au cunoscut pe Dumnezeu și se roagă lui Dumnezeu. Astfel tu poți învăța și cere de la Dumnezeu ceea ce vrea Dumnezeu de la tine, de fapt, să faci în lumea aceasta. Noi suntem chemați ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu cu toată inima, sufletul și cugetul în lumea aceasta și să credem în Hristos ca noi să avem viață veșnică și să stăm o veșnicie împreună cu Dumnezeu. Astăzi, în Ioan, este pasajul unde mi-a transformat mie viața. Pasajul unde Nicodim, un fruntaș al iudeilor, un învățător al lui Israel, cel care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu pe de rost, vine noaptea la Iisus Hristos ca să nu-L vadă nimeni și l-a întrebat pe Hristos cum poate El să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Înainte de aceasta, că Hristos le spunea fariseilor și saducheilor că dacă nu vă pocăiți, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și el nu prea a înțeles fraza aceasta, din cauza aceasta vine și l-a întrebat cum poate el să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus îi răspunde, dacă tu nu te naști din nou, nu poți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Interesant că Nicodim, gândindu-se lumește, a spus, cum eu pot să intru înapoi în pâncile mamei mele și să mă nasc din nou? Hristos îi spune, nu. Spune că ceea ce este carne, naște carne, dar ceea ce este duh, naște duh. Și spune cum se manifestă anume nașterea din nou. Spune că tu trebuie să te naști din apă și din Duh ca să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi în lumea aceasta fizică suntem născuți din burta mamei când ieșim din apă. Dar atunci după ce ne naștem, suntem chemați de Dumnezeu ca să ne naștem din Duh. Și anume cum procedura de naștere în lumea fizică noi înțelegem că este născută din apă, așa cum i-a spus Hristos lui Nicodim. Dar nașterea din Duh, Hristos o explică în felul următor. Îi spune, tu auzi vântul cum vuie și tu nu știi de unde vine și încotro merge. Spune că tot așa este și un om care este născut din nou. Un om care este născut din nou, îi vezi efectele lui în viața lui de zi de zi. Tu nu știi de unde vine puterea aceea, dragostea aceea, iertarea aceea. În fiecare zi, stă zi și noapte și are speranță că tu mâine nu o să fii tot atât de rău cât ai fost o zi mai înainte. Cred că fiecare dintre voi poate să experimenteze o astfel de dragoste și o astfel de transformare atunci, anume în mijlocul familiei, atunci când mama iubește copilul său
toată inima, sufletul și cugetul și el ia rabdă pentru el diferite lucruri care nici nu-ți trece prin cap. Câteodată poți fi și invers, ca feciorul să rabde o sumedenie de lucruri pentru mama sa care nici nu-ți trece prin cap. E că acolo sunt niște acțiuni și este o dragoste care este necondiționată. Tu nu aștepți ceva înapoi. Atunci când ai grijă de feciorul tău, tu nu ai grijă, nu aștepți de la el ca să primești ceva înapoi. Asta este dragoste necondiționată. Dar mai ales să iubim pe vecinul nostru, pe dușmanul nostru, și anume să o iubim așa cum Hristos a iubit lumea. Și însuși Dumnezeu spune că El a trimis pe Hristos în lume, pe Fiul Său. L-a făcut cunoscut omenirii, ca oamenii să-L cunoască și prin credință în ei, El să aibă viață veșnică. Și nu L-a trimis pe Hristos să condamne lumea, să omoare lumea, ci a trimis-o să o salveze, să se arăte un mod de trai, cum să trăiască în adevăr, să adeverească lumii că omul este păcătos și trăiește în adevăr, și anume că Hristos este adevărul și într-însul n-a fost găsit minciună. Și dacă privim la El, nu putem să spunem că este un mincinos, fiindcă este născut din Dumnezeu. N-a avut nimic, a fost ispitit de diavol Iisus, dar n-a căzut în ispită. De aceea a fost chemat să stea la dreapta lui Dumnezeu și să-i fie supus toate stăpânirile și toate lucrurile în lumea aceasta. Însuși și diavolul. Și diavolul face ceea ce spune Hristos. Și la aceasta ne chema Hristos, că dacă vrem noi să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne naștem din nou. Nașterea este din apă și din Duh. Din apă ne naștem din burta mamei noastre, dar din Duh te naști prin credință în Hristos. Astăzi, în Iosua, s-au întâmplat niște lucruri interesante. Dacă știți, înainte de trece Iordanul, seminția lui Ruben și Gad a cerut ca atunci când a cucerit pe amoriți, le-a spus că pământurile cele se rămână lui Ruben și lui seminția lui Gad. De aceea însuși Iosua i-a dat voi celor seminții să se întoarcă înapoi, și când s-au întors înapoi, poporul a crezut că ei se vor închina la alți dumnezei din cauza că ei sunt aparte de ei. Dar interesant că seminția lui Ruben și Gad a făcut un legământ că ei vor păzi legile și poruncile înainte de a trece Iordan. Și asta i-a plăcut întregului popor și astfel Dumnezeu i-a binecuvântat. Și tot poporul a rămas în pace și în liniște și nu a trebuit să se pornească război unul împotriva la altcineva. Din cauza că Dumnezeu le-a spus să scoată orice rău, orice om care nu se închină lui Dumnezeu și nu-L cunoaște pe Dumnezeu din societatea lor. Și, de fapt, ei au planificat ca să-L scoată, ca să-i omoare seminția lui Ruben și Gad. Și dacă să mergeți în textul de astăzi, o să vedeți că acelelalte 10 seminții au încercat să facă război împotriva lor. Dar din cauza acțiunii că ei au făcut acest legământ, le-a plăcut poporului, și a dat de știri că ei tot se tem de Dumnezeu. Și astfel se construiește o societate, atunci când temelia noastră este Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca mâine să fim mai buni ca astăzi și vă doresc o zi bună.